Bună dimineața tuturor din Vama Siret. Frig într-adevăr, continuă să ningă, să fulguiască. Minus 2 grade Celsius au fost azi noapte și cu siguranță au fost greu de îndurat de toți cei care au așteptat în Vama Siret pentru a ajunge aici în România. Teritoriul românesc, un spațiu care le oferă siguranță și liniște, cel puțin deocamdată celor care au fugit din calea războiului din Ucraina. Ei, imediat ce traversează punctul de frontieră, sunt întâmpinați de voluntari care au grijă de ei din prima clipă, reușesc să-i coordoneze și să-i trimită către persoanele abilitate care le pot ajuta. Sunt localnici care își pun la dispoziție mașinile personale pentru a-i transporta acolo unde au nevoie sau chiar casele, astfel încât să fie, să se odihnească și să fie protejați atâta timp cât își fac planul pentru mai departe. În general, oamenii veniți din Ucraina pleacă spre țările Uniunii Europene, nu rămân aici. Pe puțini am auzit că ar rămâne ca rude în România și ar rămâne aici. Au primit, spuneam, pături, ajutoare, mâncare caldă, au și un loc în corturile pregătite aici, dar e extrem de greu să stai în corturi pentru că totuși este frig, de aceea femeile și copiii au fost în mod special dirijați către sălile de sport și alte locuri de cazare în zonă, astfel încât să nu înghețe de frig noaptea. S-a creat un coridor special aici, în punctul de trecere a frontierei Siret, pentru ca ajutoarele din rezervele de stat ale României să ajungă în Ucraina. Sunt anumite lucruri pe care statul ucrainean le-a cerut. Au nevoie ucrainenii de pături, paturi, medicamente. În total, 8 tiruri care au plecat de aici, însumând 50 de tone de alimente și cazarmament. Au fost și 15 microbuze care au trecut de asemenea cu alimente din partea Bisericii Ortodoxe Române. E ajutorul acesta cel mai nimerit pentru ucraineni. Îi ajutăm și aici, atunci când ajung pe teritoriul românesc, dar trimitem ajutoare și acolo unde arde. De la Cernăuți, aceste ajutoare vor fi trimise către zonele grav afectate de război, Harkov, Kiev și așa mai departe.